Era, oameni buni, o cameră de luat vederi care surprindea de la aproape 500, eu știu, 800, 1000 de metri, surprindea acea intersecție teribilă unde a fusese loc tragedia cu o noapte înainte. Ei bine, noi ca spectatori vedem acum, prin derularea înainte și înapoi obsesivă a acelui agent secret, vedem în derularea întâi pe repede înainte sau pe repede înapoi, dar apoi și cu încetinitorul, cum din jeepul negru, de care v-am povestit mai devreme, din jeepul negru, în timp ce acel tânăr șofer își turna ceva în cap, se vede cum o femeie blondă pleacă de pe locul din dreapta al șoferului, pleacă din jeep, alergând pe bulevard, în încercarea de a-și pierde orice fel de urmă, și vedem cum de pe bancheta din spate, cel care își turna ceva în cap, coboară, iar cineva de la volan se dă și el jos și fac acest schimb de locuri. Așadar, vedem foarte clar pe camera de supraveghere a hotelului respectiv că altcineva condusese jeepul și nu cel care fusese legitimat de către polițiști într-un târziu. Ei bine, acolo se vede pe aceste imagini, lucrurile s-au petrecut în felul următor. Conducea cineva care alături avea o parteneră blondă, pe bancheta din spate era un alt cetățean, imediat după momentul impactului, cel de la volan coboară și pleacă într-o parte a intersecției, dispare după câteva cadre din filmare. De asemenea, femeia blondă merge și ea câțiva zeci de metri și iese din unghiul de filmare al camerei de la vedere și rămâne pe camera de supraveghere a hotelului acest tânăr care își toarnă un lichid în cap și, evident, secundă cu secundă se vede cum apare inclusiv cameramanul acelei televiziuni, mașina televiziunii respective, cum vin cei de la descarcerare, cum vin cei de pe mașinile de salvare și cum are loc întreaga desfășurare de forțe pe care v-am povestit-o mai înainte, dar acum o vedem și dintr-un alt unghi. După acest moment, întregul hotel se sigilează, se iau toate acele harduri și se pleacă în trombă cu ele direct către clădirea ambasadei, acolo unde cel din mașină, cel legitimat cel puțin, lucra. Cel legitimat, aflăm de asemenea din film, din scenele următoare, lucra la ambasadă pe post de șofer, pe post de bodyguard, era un om relativ important, dar era mai ales important prin prisma faptului că era bodyguardul personal și șoferul, cui credeți? Exact fiului ambasadorului țării respective, acelei țări extrem de importante, în țărișoara unde se petrece filmul pe care vi-l povestesc. De vă iubește!